Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Povestim astăzi despre teatru și este vorba de proiectul Playing Identities, Performing Heritage, în cadrul căruia studenții de la Facultatea de Teatru și Televiziune au realizat spectacolul This Home is Not for Sale. Vedem actorii acestui spectacol și povestim de asemenea și cu managerul de proiect. O să încep cu Ștefana Popcurșeu. Bine ai venit la Transilvania Culturală, bine ai revenit. Bine te-am găsit. După aceea, studenții sunt Blanca Doba, bine ai venit la Transilvania Culturală, Dan Pugineanu, Victor Tunsu și Norbert Boda. Bine ați venit la Transilvania Culturală. Aș începe prin a vă întreba cum ați ajuns voi în acest proiect, ce a însemnat pentru voi să colaborați cu alți studenți la teatru, presupun? În ce fel ați asumat experiența asta? Și apoi vom trece la This Home is Not for Sale. În ce ordine vreți voi? Puteți începe. Sunteți studenți în anul 3, înțeleg. Da. Păi, am aflat de proiect acum 2 ani, nu? Eram în anul 1. Da. Am aflat că se va face un proiect internațional în Siena, în Italia. Trebuia să propunem o temă despre care voiam să vorbim. Și cred că pe toți eram preocupați de tema Roșiei Montane și despre exploatările de la Roșia Montană. Apoi am aflat că am fost aleși. Asta cred că era în primăvară. Apoi în vară am mers în Siena. Am lucrat acolo 2 săptămâni. Acolo ne-am întâlnit într-adevăr cu studenți și din Lituania și din Spania și din Anglia. A fost foarte interesant, cel puțin pentru mine asta a fost foarte interesant să văd cum văd ei teatrul, deși vorbesc într-o altă limbă, mi s-a părut foarte interesant. Am lucrat cu ei, am avut foarte multe workshop-uri în prima săptămână cu profesori din toate școlile de teatru care erau acolo. Și apoi, în a doua săptămână, am lucrat cu regizorul pe care l-am ales, sau care ne-a ales, care este Harry Wilson din Anglia. Am lucrat 1 săptămână, s-a cristalizat un spectacol că e un spectacol atunci, dar cel puțin știam un schelet al spectacolului. Ce direcție? Apoi a trecut un an și nu ne-am văzut și ne-am văzut înainte... Cred că în... La final de iunie. Iunie, pe la final, da. În final de iunie, da. Și atunci am lucrat mai mult, 2 săptămâni, și am dat spectacol pentru prima oară la Fabrica de Pensule, în Cluj. Și apoi am mers în Sansepolcro și l-am dat și acolo, de două ori. Cum a fost pentru voi? Experiența cu celelalte... țări, mi s-a părut cea mai interesantă. Că fiecare țară a avut o altă abordare față de noi. Mai ales spaniolii cu un fel de spiritualism, să spunem așa, și lituanienii care erau mult mai practici când am lucrat cu regizorii țărilor respective. Și mi s-a părut cea mai interesantă parte a proiectului. Și workshop-urile cu profesorii din diferite țări. Ștefana, te-aș ruga să ne descrii puțin proiectul. Este un proiect european în care sunt implicate facultăți de teatru din 4 țări și se face un schimb cultural. Înțeleg că fiecare echipă are un regizor din altă țară. Da, a plecat întreg proiectul de la câteva școli de vară care au avut loc la Siena anii trecuți. Deci înainte de 2015, respectiv din 2012 până în 2014, și am avut o colaborare excelentă cu Universitatea din Siena. Am făcut și schimburi și de profesori și de studenți și văzând că funcționează atât de bine aceste schimburi culturale pe teren teatral, s-au gândit să propună un proiect, să creeze un proiect mult mai mare, un proiect european. Și s-a ales această cale și au avut câștig de cauză pe calea Creative Europe. Sunt aceste programe
Erasmus Plus Creative Europe, un proiect de 2 ani care a implicat o suită de acțiuni, de evenimente destul de complexe, de la propunerea, alegerea unei echipe. Echipa inițială era formată doar din câțiva profesori din fiecare universitate implicată. Suntem 5 universități cu cei din Siena care au avut un rol mai degrabă administrativ, da, de coordonare, și 4 universități, Cluj, Vilnius, Barcelona și Kent, care au venit cu aparatul practic, da, cu grupurile de studenți implicați atât pe partea de actorie cât și pe cea de regie. Și s-a început, așa cum au spus și studenții, prin alegerea unei teme, propunerea unei teme. E foarte interesant faptul că proiectul acesta s-a bazat pe propuneri tematice care veneau din partea grupului de studenți, de actori. Nu regizorul alegea tema, ci aceasta era propusă de actori, și cred că asta e foarte important pentru genul acesta de devised theater, de creație colectivă, care a stat la baza întregilor acțiuni din cadrul proiectului. Și aici au avut loc multe propuneri extrem de interesante și ne-a fost foarte greu să alegem, de fapt, pentru că mai mulți colegi de lor a mers pe anul întâi atunci, pentru că aveam în față 2 ani, era singura posibilitate de a asigura continuitatea proiectului și stabilitatea echipei. Și într-adevăr ne-a fost greu, au fost niște propuneri foarte, foarte interesante de actualitate cu privire la, de exemplu, una din teme, copiii rămași aici cu părinții plecați în străinătate, ce se întâmplă cu educația lor, biserică versus spitale era altă propunere, satul românesc astăzi și ceea ce se întâmplă cu toată moștenirea culturală la sat în momentul în care acestea se golesc efectiv. Această temă pe care a fost până la urmă aleasă, această casă nu e de vânzare, era titlul inițial propus al temei, și care se baza pe problema patrimoniului și problema socială de la Roșia Montană. Și cumva alegerea, vă spun, a fost dificilă și practic nu a fost numai a noastră, a celor din Cluj, ci a fost alegerea tuturor profesorilor implicați în proiect. S-a votat, de fapt, astfel încât să se ajungă la o coerență la nivelul tematicilor, o coerență care să fie valabilă atât pe plan național pentru diversele țări, cât și pe plan european, pentru că până la urmă rezultatul teatral, da, al acestui proiect, cât și cel de cercetare, trebuia să, sau își propunea să creeze o imagine a problemelor și a rezolvărilor posibile acestor probleme prin cultură, problemelor europene. Și atunci am rămas cu această temă, da, care e patrimoniu și de ecologie și de identitate culturală, socială, care implica și politicul. Pe partea lituaniană am avut o temă care viza naționalismul și homofobia, xenofobia, homofobia și naționalismul în Lituania, dar care este din nou o problemă europeană generală. Pentru Spania, cei din Barcelona au venit cu o temă, disconnection, problema gadgeturilor, a telefonelor mobile, a internetului și a ceea ce presupune și a schimbărilor pe care acestea le aduc în relațiile dintre tinerii de azi și nu numai. Și în cazul Angliei, s-a venit cu tema, bineînțeles, extrem de actuală, a emigrației. Și aici s-a nimerit într-un fel, și noi aveam, printre temele propuse era una legată de emigrație, și tocmai de aceea s-a potrivit foarte bine, pentru că tânăra regizoare, studentă la regie, Mădălina Timofte, care a fost aleasă pe partea românească, a lucrat cu englezii exact pe această temă, care cumva era extrem de importantă și pentru România. Și a dat un spectacol foarte reușit. S-au ales astfel echipele, tinerii regizori, din nou, au fost mai mulți care au intrat în competiție, au venit cu proiecte regizorale, nu concrete, dar oricum cu niște direcții de cercetare și de direcții artistice pe tema propusă,
de fiecare dintre universitățile partenere, pentru că urma deci să se lucreze încrucișat între universități. Și astfel a fost aleasă Mădălina Timofte, care era atunci master anul 2 și în prezent este studentă la doctorat la Facultatea de Teatru și Televiziune. După care, într-adevăr, a urmat un prim workshop foarte important în care s-au întâlnit, s-au cunoscut, s-au construit echipele de lucru. Am văzut cine cu cine se potrivește, s-au ales între ei, practic, urmând ca în al doilea an să aibă loc partea de creație propriu-zisă, de cercetare de teren. Aici a fost o deplasare, am organizat deplasare la Roșia Montană împreună cu Harry Wilson. Cu studenții am lăsat așa puțin să descopere singuri ceea ce înseamnă zona respectivă, au vorbit cu oamenii, au strâns informații, povești de toate tipurile, după care s-a stabilit momentul în care urma să lucreze efectiv scenic și acest lucru s-a întâmplat doar în vara 2016, anul acesta, înainte de festivalul de la San Sepolcro, unde s-a prezentat produsul final. Deci e un proiect în care atât creația teatrală a fost cumva pe prim plan, cât și cercetarea și mai ales pentru asta a fost gândit proiectul, relația cu publicul. Foarte important e modul în care a fost integrat publicul, chemat publicul potențial într-o primă fază și publicul real mai apoi, după spectacol, să participe, să vină cu idei, să împărtășească experiențe despre cazul specific care urma să fie pus în scenă sau abordat sub diverse aspecte. Și de aceea un rol important l-a avut o altă persoană care nu este din păcate astăzi cu noi, nu a putut, mobilizerul. E o funcție foarte ciudată, nici nu am găsit, când a trebuit să fac statul de funcție, nici nu am găsit un echivalent în română pentru acest post, ca să zic așa, pe proiect. Mobilizer, cea care trebuia să mobilizeze cumva, să dea câte un... să împingă din când în când de la spate, mai ales colegii studenți, da, ca să se mobilizeze și să creeze, da, să mai dea cât un imbold pozitiv, plus să gestioneze tot ceea ce a însemnat relația cu publicul pe internet. S-a lucrat foarte mult pe Twitter, Facebook, s-a creat o platformă pe care îi invit și pe cei interesați să o consulte, PanSpeech. Se numește o platformă unde există toate informațiile și sunt postate și fotografiile, filmările video care s-au făcut pe acest proiect și unde cei interesați puteau veni cu idei, cu propuneri, iar mobilizerul nostru, Lorena Copil, studentă la teatrologie în anul 3, în anul 2 pe atunci, da, între timp a terminat studiile, a compus și un chestionar pe care l-am adresat publicului și au venit diverse răspunsuri la întrebări care vizează foarte mult această chestiune identitară, pe de o parte, relația cu țara, relația cu casa, cu ceea ce înseamnă acasă, home, da? Relația cu patrimoniul cultural, cu problema ecologică și cu tot ceea ce înseamnă moștenirea culturală românească în cadrul european. Și de aici s-au hrănit ei mai departe și au găsit soluții pentru spectacol. Felicitări, în primul rând, că ați ales tema câștigătoare. Dar ce știați voi despre Roșia Montană înainte de a face documentarea La fața locului și ce s-a schimbat pe parcurs? Și cum ați exploatat cultural această temă, problemă? Noi când am scris proiectul inițial, știam că în Roșia Montană este pământul nostru din România și vin niște străini să ni-l ia și acest lucru este foarte negativ și nu trebuie să se întâmple asta și trebuie protestat și așa mai departe. Și cumva eram foarte de partea noastră, cum ar veni, eram foarte în... Da, trebuie să protejăm, au dreptate ce spun toți protestatarii și așa.
În momentul în care am ajuns în Roșia Montana și am făcut cercetare pe teren și am pus lucrurile mai mult în balanță, ce ar fi însemnat ca terenul să fie oarecum exploatat sau nu, am început să devenim puțin imparțiali, să nu mai vedem străinii ca fiind diavolul absolut. Diavolul absolut, da. Și plus noi, arhanghelii. Și oamenii, și opiniile oamenilor din Roșia sunt împărțite. Unii ar vrea exploatare, unii se opun. Ați fost și la proteste sau înainte de a ajunge pe acolo? Eu am fost la un singur protest în București, când a fost fierbințeala cea mai mare în trecut. Asta se întâmplase deja cu un an sau doi, înainte să începem noi proiectul. Da. Și da, asta ne-a afectat, să zicem, experiența pe teren, pentru că ne-a creat o perspectivă mai realistă și mai imparțială. Obiectivă. Obiectivă. Și în ce fel ați tematizat? În ce sens s-a dus asta mai departe? Da, exact. Păi, din primele noastre improvizații sau primele schițe ale spectacolului, noi mergeam exact pe ideea de suntem salvatorii României, avem personajul negativ care sunt corporațiile și care trebuie combătut și la sfârșit este combătut și e totul bine. Asta s-a materializat altfel la final, pentru că am încercat să creăm o dublă perspectivă. Să dăm și perspectiva oamenilor care vor să rămână și să nu fie exploatat terenul, care este una bună și care are motivațiile ei, dar și perspectiva cu interes financiar, să zicem, care și aia are motivațiile ei și nu e neapărat rău total. Care au fost provocările actoricești pentru voi după ce ați ales tema, ați documentat-o? Știu că există și un rol care ține de jurnalism și de felul cum s-a văzut problema asta la televizor. Cum ați dus lucrurile în zona asta și ce s-a întâmplat? Cred că cel mai dificil a fost să găsim o direcție, pentru că erau foarte multe lucruri, foarte multe informații, foarte multe direcții, foarte multe păreri, opinii, foarte multe lucruri din care să ne inspirăm. Și a fost foarte greu să ne decidem, ca să nu ne pierdem în lumea asta largă, să decidem, bun, ce arătăm, ce vrem, cum vrem. Deci am decis că vrem asta, să arătăm și asta și asta, să fie și bine și rău, să decidă publicul. Dar totuși, prin ce fel? Și ne-a fost foarte greu să decidem asta împreună cu regizorul și să decidem toți, fiind Device Theater. A fost, fiecare își punea părerea și era greu să ajungem la o soluție. Și regizorul venind cu o propunere, noi nu prea eram de acord, dar am încercat să ne adăugăm și noi părerea noastră și să găsim o soluție. Și asta a fost foarte dificil, să găsim o soluție comună și să facem un întreg, un spectacol. Până la urmă am reușit să ne decidem. Pentru că venea din afară, din afară cu o anumită perspectivă despre România, nu știa foarte multe despre România, nici despre Roșia Montană. Am avut lungi discuții cu el de documentare, i-am trimis foarte multe documente, am avut o întâlnire, bine, și cu studenții, am avut mai multe întâlniri despre reverberațiile cazului Roșia Montană în artă, în pictură, sculptură, în documentare, filme, literatură. Și, într-adevăr, era foarte multă materie, însă foarte puțin timp. Cu asta a fost și provocarea majoră a proiectului, să realizeze ceva unitar, ceva care să facă sens pentru public, pentru un public care era, pe de-o parte, publicul clujan și publicul transilvanean, pentru că vrem și să-l jucăm și la Roșia Montană spectacolul, și pe de altă parte publicul din Italia, care evident nu știa aceleași lucruri și reacția trebuia cumva anticipată.
Și de aceea cred că au ajuns la niște soluții foarte interesante, nu numai din punctul meu de vedere, cu un moment de show televizat, chiar la începutul spectacolului. Prin care oarecum prezentăm România și trecutul României și problemele României, dar așa la un nivel mai de entertaining și să fie ha-ha, amuzant, dar de fapt se introduc. Are, da, niște dedesubturi mai profunde și mai problematice. Și se trece, e un spectacol compus din scene, din anumite scene de factură foarte diferită, dar care se leagă cumva. Apare în această primă scenă personajul politicianului, interpretat de Victor, construit, gândit de Victor. Acesta cumva se detașează de ceilalți, care sunt și ei destul de tipizați. Da, e personajul lui Norbert, Ion. Care e, Ion. Da, Ion, dar mă rog, avem în spate un exemplu grăitor din Roșia Montană, da, un lider de proteste, da, al protestelor din Roșia, este cel care își apără într-adevăr casa și tot ce se întâmplă acolo. Și o activistă, pentru că are și acest rol, Blanca, la un moment dat. Iar Dan e personajul care leagă cumva, e firul roșu al poveștii, care e acel om de rând, acel român simplu, care cumva trece prin toate, se lovește de toate, suferă din cauza tuturor acestor lucruri, încearcă să intervină, dar nu poate, pentru că el nu are niciodată nici cheile, nici soluțiile, nu știe cum să facă, ce să facă, și e cel care până la urmă încasează totul și care în final până la urmă are ultimul cuvânt de spus, pentru că el cel care va exterioriza într-un fel o foarte controversată, dar frumoasă relație cu identitatea românească, care se materializează pe scenă prin simbolul, prin drapel, prin steagul României, care e supus unor forțe centripete și centrifuge, dar care în final e transmis cumva mai departe și oferit publicului, da, pentru receptarea ceea ce înseamnă povestea românească în Europa. Niște teme foarte grele, profunde, mi se par. Și cum ați găsit voi modalitatea cea mai bună? Care credeți că e cea mai în regulă cale de a vorbi despre identitate, despre patrimoniu? Credeți că ați reușit prin teatru să faceți? Da, am reușit. Sunt perspective diferite asupra, cum să zic, patrimoniului, patriotismului și tuturor acestor subiecte, că eu sunt ungur și în România mereu mă simțeam, niciodată nu m-am simțit patriot, așa, român, dar nici ungur. M-am simțit așa, neutru întotdeauna și a fost o altă perspectivă, cum și Victor e din București și el e mult mai român decât sunt eu. Și era altă perspectivă a lui, asupra țării și asupra subiectelor. Și asta cred că e cel mai important lucru, e că fiecare dintre noi venim din altă parte a țării. Și venim cu alte perspective, alte mentalități. Și fiecare am venit cu o altă perspectivă, cu alte improvizații, cu alte ideologie asupra subiectului. Și ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat? Păi, în urma proiectului ăsta, într-una mă întreb ce înseamnă acasă. Cred că asta e subiectul meu preferat din tot spectacolul ăsta, ce înseamnă acasă. Și încă îmi pun întrebarea asta, n-am găsit răspunsul. Eu cel puțin. Foarte interesant. Vreau să vă mai întreb cum ați simțit după aceea reacția cu publicul, cu spectatorul. Mai ales că l-ați și implicat dinainte, din câte înțeleg. Și-au avut loc discuții cu publicul și după spectacol. Și după și. Au avut cei de pe rețele sugestii pe care le-ați folosit, lucruri interesante pe care să le puteți utiliza în spectacol? Sau după aceea, ce ați povestit cu ei?
Cred că da. Cel puțin la reprezentația pe care am făcut-o la fabrica de pensule. A fost un public destul de mic, dar erau și mulți colegi de ai noștri de la actorie. Și unul dintre ei a spus un lucru la care încă mă mai gândesc, că desigur personajul politicianului jucat de Victor era într-adevăr oarecum anti-eroul, era antagonistul întregii piese. Și colegul nostru a spus că poate ar fi interesant pentru el, pentru Victor, sau mă rog, pentru toți, să aibă și o parte bună, în sensul să aibă o scenă în care să arate că de fapt el vrea binele, deși, desigur, el își vrea și binele lui, dar vrea și binele țării prin vânzarea Roșiei Montane. Și, cum a zis și Victor mai devreme, atunci când am mers la Roșia Montană, ne-am dat seama că nu e nimic alb și negru. Nu e nimic alb și negru. Este o zonă foarte mare de gri în care orice opinie pe care o auzi sau orice auzi din orice parte te poate duce spre a crede că este totul, e ori așa, ori așa, dar niciodată nu e. Și cred că ce a făcut Victor cu personajul lui a ajutat foarte mult piesa, în sensul că se vedea că nu e totul pentru el, ci vrea și binele țării. Bine, asta înseamnă o îndepărtare foarte mare de realitate, dar dacă a fost un câștig în spectacol, glumesc. Ăla spunea un înțelept că politicienii corupți distrug și imaginea celorlalți 10%. Mie procentul mi se pare oricum foarte mare. Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să îmi spuneți pe rând fiecare ce a fost cel mai frumos în acest proiect pentru voi, care credeți că este câștigul pentru cariera voastră de actor sau regizor, ce ați vrea să fiți și ce înseamnă teatrul pentru voi, mai ales că în exemplul acesta e clar că implică și o latură socială, chiar de activism. Începem cu tine, că ești mai aproape. Ok. Pentru mine personal, impactul pozitiv a venit în felul următor. A fost că am avut contact cu alte școli de teatru din Europa și am avut ocazia fericită să lucrez cu profesori de acolo, să împărtășesc părerile cu studenții despre cum e teatru în ziua de azi și acolo și cum sunt și locurile din teatru mai mult sau mai puțin blocate și acolo pentru actori, de exemplu. Un alt impact pozitiv a fost o zi în care a plouat în Roșia Montana. După vreo 3-4 zile de mers pe teren, interviuri și așa, a fost o zi în care a plouat și n-am putut ieși din casă și am stat și ne-am uitat la filme și am discutat și am căpătat o altă perspectivă asupra proiectului. A fost o zi de respirat și ne-a prins foarte bine. Mie personal mi-a plăcut să joc anti-eroul politicianului și am avut ocazia să cânt rap pentru prima oară în fața unei audiențe. Politicianul avea un moment în care se prezenta printr-un moment rap la show, la început, la partea de entertainment, la emisiune. Și fiindcă a fost Device Theater și regizorul n-a fost pe tipologia, să zicem, o să exagerez, n-a fost pe tipologia regizorului tiran sau absolut, care știe tot și direcționează. Am avut capacitatea de a-mi exercita inclinația regizorală și m-a făcut să-mi dau seama că mai departe mi-ar plăcea să merg în direcția aceasta. Mulțumesc, foarte frumos. Norbert, mulțumesc. Tot așa, în legătură cu inclinația regizorală, pentru mine tot o experiență asemănătoare a fost că la un moment dat am stat acasă și m-am gândit efectiv la spectacol, cum am putea să facem spectacolul efectiv. Și am făcut așa un scenariu lung, foarte amănunțit tot și l-am propus după aia. Și oarecum am căpătat încredere de sine în momentul ăla, pentru că domnul regizor n-a avut nicio propunere. Mă rog, acum e rău, dar... Mă rog, era chiar la început, nu, că până la urmă a venit și el cu propunere. Numai la momentul respectiv am simțit așa, că mi-am simțit imaginația cum
crește și cum am căpătat mai multă încredere de sine. Și ce mai mi-a mai plăcut era că, fiind ungur, am recitat poezia "Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie" la game show. Și a fost un moment foarte emoționant. Da, și m-am simțit cel mai patriot dintre toți. Mă rog, era și personajul meu un patriot, dar și eu, ca om, m-am simțit mai atașat de țara mea. Frumos. Blanca? Cred că o piatră de încercare a fost să lucrăm toți patru cu regizorul străin, care venea, cum am mai spus, din alt mediu și noi aveam fiecare părerile noastre și asta a fost greu pentru mine, să ne adunăm ideile, să facem un spectacol. Și, dar am reușit asta și, din punct de vedere actoricesc, și eu am un moment din spectacol care mi-a plăcut sau a stârnit în mine niște, nu știu, experiențe, altfel de experiențe, pentru că la un dat spuneam niște întrebări publicului despre Roșia Montană, despre viitorul României, despre noi, ce înseamnă asta, bla bla bla. Dar în San Sepolcro, fiind public străin, a fost foarte interesant. Eu puneam întrebările astea în română și încercam să transmit conținutul lor printr-o anumită energie cu publicul și am simțit că ei chiar înțelegeau și chiar m-au înțeles. Bine, aveam traducere, dar se uitau în ochii mei, adică aveam o conexiune foarte strânsă cu publicul de acolo. Chiar dacă era străin, chiar dacă nu înțelegeau limba, chiar dacă nu știau de unde vin eu, din ce mediu venim noi, chiar ne-au înțeles. Și asta mi s-a părut, n-am mai simțit asta niciodată până acum, jucând mai mult în România și pentru public român. Ați așa, sunt de treabă. Da, cred că da. Da? Mi-a mai plăcut foarte mult partea de căutări pe teren. Mai ales partea, adică atunci când am fost în Roșia Montană și am intervievat oameni. Pentru că, cel puțin acum, sunt foarte interesat de poveștile oamenilor. Pentru că până la urmă spunea cineva că nu avem nimic în afară de povești și alegând să ni le spunem unul altuia, devenim cu toții mai bogați. Și mi s-a părut foarte interesant că înainte să mergem în Roșia Montană vorbeam între noi și aveam discuții despre oamenii din Roșia Montană, dar atunci când am fost și chiar am vorbit cu ei, cu cei de acolo și cu cei care au ales să rămână, dar am citit câteva interviuri cu unii care au vrut să plece, cel puțin eu am simțit mult mai bogat și mai ușor să-mi imaginez universul unei persoane care ar fi ales să plece sau ales să rămână în Roșia Montană. Ștefana, te rog să-mi răspunzi și tu la aceeași întrebare și mai ales să ne spui unde mai puteți fi văzuți cu spectacolul. Da, eu ce zic despre experiența aceasta, care mi se pare că a fost una foarte pozitivă, tocmai pentru că am întâmpinat multe dificultăți, hopuri, dar peste care am trecut și cred că asta îmbogățește foarte mult orice student sau membru al unei echipe care își propune să realizeze cu bine un astfel de proiect. Și mie mi-a plăcut foarte mult modul în care acești tineri au ajuns la un rezultat foarte bun într-un timp foarte scurt, într-o colaborare dificilă, într-adevăr. Și care cred că, așa cum spun și, le-a adus multe lucruri, atât din punctul de vedere al experienței scenice, cât și ca oameni. Pur și simplu, cred că acest tip de teatru, gândit așa pe sistem de creație colectivă, i-a făcut să-și asume niște responsabilități pe care nu le-ar fi asumat altfel. Și ca cercetători, și ca oameni care până la urmă, da, ca viitori actori, care vor fi nevoiți să lege cumva lumea culturală de lumea socială, până la urmă.
Ei sunt următorii, da, viitorii purtători ai unui mesaj profund uman care trebuie să rămână cumva în centrul oricărei creații teatrale, pentru că ea să rămână vie. Deci, da, concluziile mele sunt unele foarte pozitive și sper din tot sufletul ca genul acesta de proiecte să fie făcute posibile în continuare, cu ajutorul, da, a facultății de teatru, cu susținerea universității, evident, și cu colaborările viitoare, care văd că sunt pe calea cea bună, pentru că am relații foarte bune, ne-am înțeles extrem de bine cu toți profesorii implicați în acest proiect, care își doresc să vină în România, care își doresc să țină cursuri, și am invitat cu mare drag și sperăm să continuăm oricum și dincolo de acest proiect. Iar în ceea ce privește spectacolul, da, invit pe toți cei care doresc să-l vadă la reprezentațiile care vor mai avea loc și sper că îl vom juca atât în primăvară, cât și poate în Galactoria, pentru că tinerii noștri colegi vor termina anul acesta universitar, da? Deci în vară termină facultatea, și îi invit pe doritori, pe spectatori să urmărească ceea ce se întâmplă cu proiectul și cu acest spectacol pe site-ul Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj, și astfel să vină și să participe la spectacole, urmând ca, evident, să îl ducem în primăvară la Câmpeni. Am vorbit deja cu câteva persoane de liceu din Câmpeni și la Roșia Montană, și să vedem care vor fi reacțiile acolo. Vă mulțumesc mult! Vreți voi să adăugați ceva? V-ați propus neapărat să faceți un statement și n-ați apucat. Să le mulțumim și profesorilor, poate Mică și... Da, mulțumim și profesorilor. Vă mulțumesc și eu pentru participarea în emisiune și pentru acest dialog. Vă felicit pentru tot ce faceți și de-abia aștept să vă mai revăd în această emisiune și cu altă reușită. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Aceasta a fost Transilvania Culturală. La revedere!